fac un material. Stați o lecție, domnule. Te aveți drept dumneavoastră să mă fotografiezi mine? Păi dumneavoastră nu aveți drept să vorbiți cu mine dacă n-am încălcat nimic. Eu astea, teritoria asta, eu răspund de asta. Păi răspundeți de trotuar? Tocmai, eu și execut serviciu, domnule. Și aveți dreptul să-mi interziceți ceva? Dumneavoastră aveți drept să mă fotografiezi mine? Eu îmi fac materialul. Dar cine sunteți dumneavoastră? Cu cine vorbesc? Cu cine vorbesc? Eu sunt serviciu, că eu sunt uniformă de serviciu. Uniforma nu spune nimic. Cine, cine sunteți? Eu sunt Bârlea. Bârlea. Întocmai. O legitimație aveți? Legitimația este uniforma mea, aflându-mă aici. Nu, nu, nu. Pot să cumpăr și eu o uniformă și asta nu înseamnă legitimație. Da. Păi cumpărați să știți ce faci. Domnule. Nu puneți mâna pe camera mea. N-aveți dreptul ăsta. Ca să interziceți, trebuie să aveți un temei. De acord? Bună ziua. Dacă rysunki nezakonnyye. Dacă vreți fotografiez, fotografiez acolo, stă voi, poți mă dau voi să fotografiez disienului, da? Eu vreau și în exterior să fotografiez și asta îmi permite legea. Dacă interzici, trebuie să spui în ce temeie interzice. Dar eu știu că nu interzice, asta e spațiu public, noi suntem în fața ambasadei, deci nu e nicio interdicție. Păi mi-ați puteți vă prezentați, sunt cu tare, cu tare, ia să fac... Cui să mă prezint? Unui om în uniformă? Trebuie să afișați un ecuson, o legitimație, ca să știu cu cine vorbesc. Așa spune legea. Eu m-am prezentat la dumneavoastră. Legea spune că trebuie să arătați o legitimație, altfel... Eu vă arăt legitimație, ce problemă, vă arăt, deci? V-am spus eu personal. Legitimația e persoană la mine, legitimație este, dar de formă nouă încă nu-i făcut. Deci nu aveți legitimație? Avem, dar numai nu de tip nou, cum acum trebuie să facă. Este legitimația la mine. Iată, abia după ce vă legitimați, atunci putem să vorbim. Dar dumneavoastră nu vă legitimați primul. Păi ca să știu cu cine vorbesc, nu eu v-am cerut să vă legitimați.